Profesor Monica Pop este în direct cu noi acum și ceea ce face Marea Britanie în momentele acestea, doamna doctor, este ceea ce spuneați dumneavoastră de multă vreme, de fapt. În primul rând, nici nu știm dacă afectarea asta de acum este Omicron sau nu. Cel puțin la noi. Cine face selecția? Cine știe? În al doilea rând, de ce se vorbește de spitale pline dacă, sau mă rog, de posibilitatea de umplere a spitalelor, dacă s-a spus tot timpul că Omicronul este o afectare COVID mult mai ușoară decât a fost Delta? Deci eu nu înțeleg lucrurile astea. Ori așa, ori așa. În al doilea rând, vreau să vă întreb un lucru, sigur, retoric. S-a gândit cineva cât de tare afectează frigul din case și cât de tare agravează bolile respiratorii acute și, bineînțeles, că și COVID? Nu s-a gândit nimeni la lucrul acesta. Trebuie neapărat rezolvat, dacă se poate. Și, în ultimul rând, încă o dată spun pentru toată lumea și voi spune asta absolut tot timpul, așa cum fac toate țările din Europa, trebuie să facem și noi testare în masă pentru ca pacientul să afle pe loc că este pozitiv și să se izoleze, să facă tratament. Sperăm că are și cu ce, deși tratamentul într-o fază de genul acesta, într-o fază incipientă, este foarte ușor de făcut și testarea în masă trebuie să fie absolut obligatorie alături de vaccinare, de mască și de izolare pentru că această pandemie să dispară odată pentru totdeauna și să nu mai avem asemenea evenimente niciodată. Bun, testare într-adevăr și cum vedeți la noi aplicată asta atâta vreme cât nu vrem să testăm? Nu vrem să testăm pentru că sunt niște oameni politici care au creierul toxic, altfel nu pot să înțeleg pentru care motiv. Eu văd că ministrul vrea să facă acest lucru și ar și trebui să facă lucrul acesta. Ar scădea foarte mult, nu numai numărul de infectați, ar scădea foarte mult și, cum să vă spun, banii afectați, pentru că să știți că un pacient internat costă foarte, foarte mult. Și banii aceia ar putea fi folosiți foarte bine pentru testare. Și știți foarte bine și se știe și se poate face acest lucru ca în centrele de vaccinare să fie și centre de testare. Care ar fi problema? Nu mai vorbim de faptul că se duc unii la vaccinat, habar n-au despre ei nimic și sunt situații în care pacientul respectiv sau, mă rog, persoana respectivă care vrea să vaccineze poate să fie pozitivă și atunci nici nu se pune problema de vaccin. Nu le face nimeni test, măcar la cei care se duc la vaccinat. Dar încă o dată vă spun, organizarea unei testări în masă nu este o problemă imposibil de rezolvat. Din potrivă. Evident, au făcut-o și alții. Mulțumesc foarte mult, amândoi.